Ioan, capitolul 20, citesc de la versetul 1 până la versetul 18, pagina biblică 1053. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură, Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea lângă mormânt afară și plângea. Pe când plângea, s-a plecat și să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai pus, spune-mi unde l-ai pus, dacă l-ai luat, unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și a spus aceste lucruri. Amin. Vă rog să vă așezați. Nietzsche spunea la un moment dat că Dumnezeu a murit. Berdiaev, comentând vorba lui Nietzsche, zice în felul următor: e adevărat, Dumnezeul nostru în persoana Domnului Hristos a murit pe crucea Golgotei. Dar ceea ce nu știe Nietzsche este faptul că Iisus Hristos a și înviat. Și asta este marea noastră bucurie, faptul că Iisus Hristos a înviat. Sfântul Apostol Pavel ne spune că învierea lui Hristos este punctul central al credinței noastre. Dacă a înviat Hristos, vom învia și noi. Dacă n-a înviat Hristos, viața noastră este zadarnică, credința noastră este zadarnică, viitorul și destinul nostru sunt cumplite. Iubiții mei, credința noastră în înviere este foarte importantă. De fapt, ceea ce certifică tot ce înseamnă creștinism, tot ce înseamnă biserică, tot ce înseamnă Evanghelie, este învierea lui Hristos. Dar atunci când Iisus Hristos învie, nu învie doar ca și fapt istoric și atâta este tot. Când Iisus Hristos învie, El face lucrul acesta ca să schimbe lucrurile. Iisus a înviat și lucrurile se schimbă. Și mă rog în această dimineață să fie Domnul viu în fiecare inimă și lucrurile din viața noastră, din jurul nostru, din existența noastră să se schimbe. Iisus a înviat și lucrurile se schimbă și primul lucru pe care Hristos îl face în viața ta și în viața mea este iertarea păcatului. Ești iertat pentru păcatul de ieri. Primul lucru care se întâmplă atunci când realizezi faptul că Iisus Hristos a înviat nu doar în istorie, nu doar pentru alții, ci a înviat pentru tine, este acela că ești iertat pentru păcatul de ieri. Maria Magdalena este femeia care aleargă dis de dimineață la mormânt să-L întâlnească pe Iisus. Se aștepta să fie un trup mort în mormânt. Se aștepta să îi facă anumite proceduri de îmbălsămare după modelul iudaic, să-și arate prețuirea față de Hristos. Și când colo, Iisus Hristos învie. Dar se uită la mormânt și nu vede nimic și cade așa într-o dezamăgire puternică, într-o disperare, într-o supărare foarte tare. La un moment dat se uită și ce să vezi, e acolo un om, are impresia că e grădinarul, cel ce îngrijește de grădina respectivă și spune: dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. La un moment dat îi se arată Hristos, îl recunoaște pe Domnul când îi spune pe nume Marie. Și în momentul acela, femeia aceasta îl întâlnește pe Hristos și starea ei se schimbă. Dar această Marie din Magdala nu este o femeie oarecare.
Maria din Magdala, spune Scriptura, a fost o femeie cu o viață foarte, foarte tumultoasă, o viață plină de păcat. Atât de păcătoasă a fost femeia aceasta, încât nu doar că a trăit în imoralitate, ci spune Scriptura, a fost stăpânită de 7 duhuri. Asta înseamnă că femeia aceasta s-a scăldat în cele mai mizerabile păcate, a ajuns până acolo datorită faptului că și-a deschis inima pentru lucrurile acestea care nu-i plac lui Dumnezeu, a ajuns până acolo încât 7 draci, 7 duhuri necurate au luat-o în stăpânire. În lucrarea pastorală am întâlnit oameni care au fost posedați de diavolul, îngrozitor. Nu știu să fi fost mai mulți într-un om, dar unul singur avea o voce schimonosită, avea o înfățișare de te apuca groaza. Femeia aceasta nu doar că vede pe cineva îndrăcit, femeia aceasta este ea însăși îndrăcită și nu doar cu un singur drac, spune Scriptura, 7 duhuri necurate sunt în ea. Dar femeia aceasta într-o zi se întâlnește cu Iisus și Iisus Hristos o iartă și Iisus Hristos o eliberează și Iisus Hristos schimbă viața ei și când Iisus Hristos se întâlnește cu ea, îi iartă păcatele trecutului. Fiecare dintre noi avem păcatele noastre. Unele sunt mai de demult, altele sunt mai de aproape, dar păcatele acestea ne urmăresc pe fiecare dintre noi și parcă sunt, cum spunea cineva, ca niște tatuaje pe care le-ai făcut în perioada de rebeliune, ai vrea să scapi de ele și nu mai poți să scapi de ele. Între timp se pot scoate, dar bătrânii noștri când își făcea câte un tatuaj, rămânea cu el pe toată viața. Și mi-aduc aminte de un frate care mi-a spus că a avut o mândră. O crezut că se însoară cu mândra respectivă și a scris numele mândrei. Nu a mai funcționat treaba și nu s-a mai măritat cu, s-a mai surat cu ea. Și zice, frate, zice, să vezi ce zice nevasta. Dar nu poți să-l scoți, zic. Nu poți să-l scoate, îmi zice. Sunt anumite păcate în viața omului de care nu mai poți să scape. Dom'le, cândva au făcut ceva, poate o crimă, poate o imoralitate, poate un avort, poate, nu știu, ceva scandalos. I-a dat o palmă la taică-su de numai, poate o jignit-o pe mamă sa în ultimul hal. Și lucrurile acestea parcă stau efectiv lipite de inima omului și zici, cum aș putea să scap de lucrurile acestea? Cum ar putea Dumnezeu într-o dimineață de înviere să mă scape de toată povara trecutului meu, să-mi ierte toate păcatele? Poate chiar ieri ai mințit, poate chiar ieri ai bârfit, poate chiar ieri te-ai purtat urât cu soțul tău, cu soția ta, cu pruncii tăi, poate ieri te-ai răsit la cineva în trafic, poate sunt anumite păcate în viața ta și zici, auzi, pot eu să scap de ele? Pot să scap de consecințele lor? Poate Dumnezeu pe mine să mă ierte? Poate Dumnezeu pe mine să mă elibereze? Poate Dumnezeu să schimbe viața mea? Răspunsul este da. Iisus Hristos a înviat și lucrurile se schimbă. Ești iertat pentru păcatul de ieri. Fiecare dintre noi avem nevoie de iertare. Fără de iertare lui Dumnezeu nu avem pace. Fără de iertare lui Dumnezeu nu avem bucurie. Când David a păcătuit, știți ce a pierdut printre altele? Bucuria mântuirii. Mă uit de multe ori la oameni și îi văd triști, îi văd apăsați, îi văd posaci. Noi predicatorii mai zicem, mă, zâmbește-le, că și omul mai zâmbește câte o lecuță. Dar după aceea din nou aceeași față obosită, tristă. Din nou aceeași față picată. Știți de ce? Pentru că atunci când noi trăim în păcat sau am trăit într-un păcat oarecare, oricare ar fi păcatul acela din viața noastră și nu avem certitudinea iertării lui Dumnezeu, păcatul acela nu ne dă liniște, nu ne dă pace și noi ne simțim apăsați. Când David l-a supărat pe Dumnezeu, trăind cu Batșeba în păcat, în imoralitate, ucicându-l pe Urie Hetitul, știți ce a pierdut? Un an și jumătate, spun rabine, a încercat să-și mușamalizeze păcatul. Se ducea la adunare și n-avea pace, n-avea bucurie și în momentul în care Dumnezeu îl cercetează prin Natan, în momentul confruntării cu starea lui, își recunoaște păcatul și spune, Doamne Dumnezeule, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Și printre altele spune în felul următor, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dă-mi iarăși bucuria aceea care strălucește nu doar printr-un zâmbet pe care îl afișez câteva secunde, ci o bucurie care provine din lăuntrul meu, din sufletul meu. Se vede și pe fața mea. Nici nu poți să zici, mă, eu sunt așa de bucuros când te uiți la unul, îl vezi așa de picat. Cum ești, frate? Foarte bine. Și el zice, cam mea la mormântare. Clar că nu-i bucuros. Acum, psihologii au dreptate. Starea omului se vede pe chipul omului. De exemplu, se spune că ochii sunt lumina sufletului, adică te uiți la un om în ochi și vezi cam ce are el în sufletul lui. Dacă e picat de tu, are o privire de aceea pătrunzătoare, că trece prin tine, îți dai seama că are ceva necazuri omul. Dacă e așa, fără chef, ramolit, îți dai seama că n-are chiar multă bucurie. Degeaba mai zâmbește el colghe din când în când sau, știu eu, protocolar, scutură mâna cu căldură să vezi că e bine. Iubiții mei, de multe ori, felul în care stăm pe scaune, spun cei care studiază comportamentul și limbajul non-verbal, arată starea noastră sufletească. Când îl vezi pe unul așa picat, olănit, acolo întins pe scaun, zici, mă, are necazul în marbietul. Când îl vezi pe unul într-o poziție, să zicem, gata de acțiune, mă, are o stare bună, om. Nu știu care este starea ta în această dimineață, dar nu poți să zici, băi, eu splin de bucurie dacă ești foarte trist, apăsat. Și s-ar putea, în viața noastră, lipsa de bucurie să fie efectul păcatelor din viața noastră.
În viața lui David, absența bucuriei a fost efectul păcatului din viața lui. Dar cum să scapi de un păcat? Cum să scapi de ceva ce ai făcut? Că vorba aceea, nu poți să spui, auzi, Doamne, aș vrea ca lucrul respectiv să nu se fi întâmplat niciodată. Primit un tânăr o mașină frumoasă de la taică, să zice taică, bă, să te duci frumos, că să ai grijă să nu faci pană, să nu lovești, să nu zgârii, să mai departe. Ai grijă de ea, zice, că de ochii din cap. Pruncul se duce cu mașina, când vede că prinde bine viteză, bagă piciorul în accelerație. Mă, ce-o făcut, ce nu a făcut, o pleznit-o bine. Când coboară din mașină, își pune mâinile în cap, zice, Doamne Dumnezeule, te rog, acest accident să nu se fi întâmplat niciodată. Degeaba, el s-a întâmplat, nu mai poți. Păi, eu am zis, am făcut, m-am dus în cutare lucru, am făcut ce am făcut, nu mai pot să scap de asta, mă, ai făcut. Acum degeaba zici, Doamne, aș vrea ca ziua de ieri să nu se fi întâmplat niciodată. Aș vrea, Doamne Dumnezeule, nu știu, ceva din trecutul meu să șterg și definitiv să se uite. Când a murit Ioan Paul al II-lea, Vaticanul a fost într-o mare fierbere, s-a căutat un nou papă la Roma. Și s-a ales Iosef Ratzinger, mare teolog german, care și-a asumat numele Benedict XVI. Când și-a asumat acest nume, Vaticanul a căutat un domeniu al papei pe internet. Și au căutat, dar domeniul era rezervat. www.benedict16.com. Cine l-a rezervat? Roger Scadenhead, un colecționar de domenii. Vaticanul l-a contactat, s-a oferit să cumpere domeniu, dar omul era catolic și a zis, mă bucur că el dau papei, este o bucurie pentru mine, dar nu-l dau pe gratis. Ce vrei de la papă? Ce vrei de la noi? Zice, aș vrea o cipilică de aceea cum au cardinale și papa. Îți dăm. Mai vreau ceva. Ce? Zice, aș vrea să dorm o noapte la hotelul Vaticanului, unde doarme papa de la Roma, pe acolo, pe la Vatican. Și asta se poate. Și zice, cu o voce foarte gravă, iertare de păcate, dezlegare totală, fără nici o întrebare, pentru a treia săptămână din martie a lui 1987. Faceți un calcul, din 87 până în 2005, cam câți ani au trecut? Câtă povară sufletească. Sunt atâția oameni care stau în prezența Domnului, poate chiar tu ești în dimineața aceasta, care ai o povară sufletească din cauza păcatelor tale. Priviri păcătoase, fapte păcătoase, trăiri păcătoase. Poate conflicte în viața de familie, poate conflicte în viața profesională, un trecut care nu-ți face chiar cinste, e acolo în trecut. În această dimineață Hristos este prezent în adunare și Hristos este gata să te ierte și Hristos este gata să șteargă tot trecutul. Zice Scriptura că Domnul ia păcatele noastre și le aruncă în marea uitării și un predicator american cu o imaginație fantastică a zis și pune și o pancardă acolo, pescuire interzisă. Slăvit să fie Domnul, Dumnezeu iartă! Ceea ce oamenii nu pot să ierte, că mulți nu te iartă, ți-aduc aminte după așa ani de zile. Ce-i soțul tău? Istoric. Ce-i soția ta? Istorică. Ce-s frații, surorile, rudenile? Istorici. Cum adică? Știu bine istorie. Nu zice. Și-aduc aminte de tot ce am zis, de tot ce am făcut. Și când ți-e lumea mai dragă, stai la masă, tu zici pacea Domnului, sărbătoare de Paș sau data viitoare de Crăciun sau nu știu ce, ți-aduce aminte. Știi ce ai zis? Ce ai zis tu de mama? Mă zic eu de măta. Ce ai zis tu atunci, ce ai zis tu de când am fost acolo? Ți-ai luat tu cămașă în loc să-mi iau eu rochie. Și apoi, sfântă oră de dirigenție. Și în momentul respectiv îți pere și pofta de mâncare, dai cu lingura de masă, vadă cine-i bărbat în casă, pruncii necăjiți, stai acolo și așa mai departe. Și așa ne strică diavolul de multe ori bucuria. Și poate nu ai pace, nu ai liniște, poate egoism, poate mândrie, că mândria vine toți câte o lecuță. Când zici, bă, eu sunt cel mai smerit, înseamnă că e gravă situația. Când zici, eu niciodată, frate, nu știu, eu așa cu Domnul, sunt așa. Ăia la alții sunt problematici. Nu, Domne, dar n-au ei așa. Și ne lipsește bucuria mântuirii și ne lipsește atingerea Domnului. Nu știu care este săptămâna aceea din viața ta, nu știu care este ziua din viața ta, nu știu care este perioada din viața ta. Dar în această dimineață, dacă tu te întâlnești cu Iisus Hristos, care este prezent în adunare, și spui, Doamne, vreau să fii viu în viața mea, în inima mea, Iisus Hristos va schimba starea ta, Iisus Hristos îți va da iertare pentru păcatele de ieri și vei avea din nou pace și bucurie. Vei pleca acasă din casa Domnului, din prezența Domnului, plin de bucurie. Oamenii astăzi se sinucid. Aud în Olanda oameni care la vârstă tânără își pun capăt zilelor. Pentru că nu mai pot să facă față depresie, angoasă, de tot felul de chestii de felul acesta, pentru că omul nu mai poate. Dar în adunare este unul, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele, care iartă, care eliberează, care schimbă, care transformă, care îți dă o viață nouă, eliberare de trecut, slăvit să fie Domnul. Asta o face Hristosul lui Dumnezeu. Și atunci când îl crezi că în viață
pentru tine, lucrurile se schimbă. Și primul lucru care se schimbă este iertarea pentru păcatul de ieri. Doamne, ajută-ne să primim iertare pentru păcatul nostru de ieri, pentru păcatul din trecutul nostru. Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și le spune: noaptea aceasta, ascultați-mă, toți veți găsi o pricină, un motiv să mă părăsiți. Zice Petru, curajosul, cel din tâi dintre apostoli: Doamne, cu tine sunt gata să mă duc până și la moarte, încă moarte de cruce, dacă e cazul, orice ar fi, dar cu tine nu mă dau în spate, mă duc până la capăt. Și Domnul îi spune: Petre, ascultă-mă, tu ești viteaz acum, dar în câteva ceasuri, zice, e scris în profeți, voi bate păstorul și oile vor pleca care încotro. Ascultă-mă, Petre, tu te vei lepăda de mine. Și Petru spune: Doamne, eu de tine niciodată, poate Ioan, poate Toma, poate Matei, poate Andrei, fratele meu, dar eu niciodată de tine nu mă voi lepăda. Și Domnul spune: Petre, ascultă-mă, nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine trei ori. Și Petru nu crede lucrul acesta. E arestat Iisus, e torturat și la un moment dat Petru este hățit pe acolo, pe la para focului, când se încălzește, că-i frig afară. Și o femeie zice în felul următor: și tu erai cu Iisus din Nazaret. Toată lumea știa pe Petru că Iisus era foarte popular și Petru era cel din tâi dintre apostoli. Zice: nu-l cunosc pe Iisus, se pare ție, întuneric, mă confunzi. Mai târziu, câteva momente mai târziu, o altă persoană, o altă femeie spune: auzi, și tu erai cu Iisus din Nazaret. Zice: nu. Și începe să se blesteme. El, apostolul Domnului, el cel din tâi dintre apostoli, începe să se blesteme că nu-l cunoaște pe Iisus. Se duce puțin mai departe și la un moment dat alții îl hățesc. Era pericol și el să fie crucificat. Iosif Flavius ne spune că Ierusalimul era înconjurat de sute de oameni răstigniți în vremea respectivă. Nu să-i superi pe romani și te pun pe cruce. Era frică de viața lui. Și spune Scriptura că ceilalți îi spuneau: auzi, nu mai încape nicio discuție. Și tu erai cu Iisus Nazireneanu. Și el zice: nu, iese afară pentru că vrea să scape viața. Și atunci aude cocoșul cântând și Petru plânge cu amar. Plânge cu amar și, interesant, rămâne cu apostolul chiar dacă este zdrobit de propria cădere spirituală. Dar înviază Domnul și, printre altele, le spune femeilor care au venit la mormânt, le spune prin îngeri: să vă duceți să le spuneți fraților mei că mă voi întâlni cu ei în Galileea. Și mai spune ceva: și spuneți-i și lui Petru, spune Marco. Spuneți-i și lui Petru. Știți cine scrie Evanghelia după Marco? Marco, fiul duhovnicesc al lui Petru. Înseamnă că l-a marcat puternic pe Petru. Deci Domnul are grijă, auzi, să le spuneți tuturor, dar să le spuneți și lui Petru că îl iert. Îl iert pentru păcatul trecutului lui. Îi iert păcatul, îi iert lepădarea și sunt gata să-i dea o viață nouă. Iisus a înviat și lucrurile se schimbă. Primul lucru care se schimbă, ești iertat pentru păcatul de ieri. Ai nevoie de pace, ai nevoie de liniște, ai nevoie de conștiința împăcată. Iisus Hristos este prezent în adunare. Iisus Hristos iartă. De aceea, dacă mai sunt păcate în viața ta, mărturisește-te, pocăiește-te de ele și Hristos te iartă și te liberează de consecințele trecutului. Al doilea lucru care se întâmplă atunci când realizezi că Iisus a înviat și pentru tine este că ești motivat pentru slujirea de azi. Ești motivat pentru slujirea de azi. Ce mi se pare foarte interesant este că primul martor al învierii nu este Petru, cel mai cutezant dintre apostoli, cel care depune mărturia: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul spune: pe această piatră a mărturiei tale voi zidi biserica, că eu sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu îi se arată celui mai fidel și credincios dintre toți discipolii lui, lui Ioan. Ioan rămâne până la capăt cu Iisus, până la moartea jertfelnică de pe cruce. Nu îi se arată lui Toma, scepticul, nu îi se arată nici unui altul, nici măcar mamei lui. Fantastică idee, nici măcar mamei lui. Îi se arată Mariei din Magdala. Și dacă ne uităm cu atenție, vom vedea că atât de mult l-a iubit Maria de Magdala pe învățătorul, când îl vede, îi spune rabuni, încât toți ceilalți merg acasă, toți ceilalți își păzesc viața, ea rămâne la ușa mormântului, rămâne la gura mormântului și plânge după Iisus. Toți au plecat, erau obosiți, erau fricoși, aveau treabă, aveau întâlniri, dar ea rămâne acolo. Și primul martor al învierii, știți cine este? Maria din Magdala. Și Maria din Magdala este primul trimis al lui Hristos să vestească învierea. Dar asta pare puțin normal în ziua de astăzi, dar totalmente nepotrivit în antichitate. Astăzi o femeie are la fel de multe drepturi și credibilitate ca un bărbat. În antichitate lucrurile stăteau total diferit. De exemplu, spun rabinii evrei, dacă o femeie a văzut un lucru consumându-se, întâmplându-se, nimeni nu ia seamă. Nu adă o femeie în judecată că nimeni nu ia seama la ceea ce spune femeie. E femeie, nu o băga în seamă. În antichitatea iudaică și grecească și romană în general, dar în mod special iudaică, femeia nu avea credibilitate. Adică, cum ar fi, domne, nu știu, tragi niște gloanțe în aer fără nicio credibilitate. Mă, arată-te la un bărbat, arată-te la marele preot, arată-te lui Petru, arată-te. Tu, primul martor, pe cine ți-l alegi? Pe Maria din Magdala. Hristos schimbă lucrurile și vrea să arate lucrul acesta.
Dar totuși Maria din Magdala se duce de la mormânt cu romanii pe acolo care erau în ferbere. Nu este aici Iisus, a înviat. Ei știau soldații care era situația, da? Au văzut îngerul, soldații care păzeau mormântul. Își pune viața în primejdie, își pune securitatea în primejdie, batjocorită, umilită, violată, bătută, crucificată, trece peste toate. Cum se poate așa ceva? De ce ești atât de pasionată să vestești vestea bună a învierii? Ce anume te determină? Și o vorbă care spune așa de frumos, însuși Hristos o spune, cui se iartă mult ce face? Iubește mult. Văzut ați oameni care au crescut toată viața lor în biserică? Au fost băieți minunați, fete minunate, plictisiți spiritual. Dom'le, dacă le zici să facă 5 pași pentru Domnul, stau să se gândească jumătate de ceas și după jumătate de ceas spun dacă pot face 5 pași pentru Domnul. Vorba cuiva zice, Domnul, așa cum mă uit în viața mea, nu prea are ce să ierte mult, că n-am făcut chestii grave la viața mea. Zice, am fost așa, poate am mai mințit, am bârfit. Dar de multe ori am întâlnit oameni care au fost prinși de droguri, traficanți de carne vie, traficanți de droguri, traficanți de arme, oameni cu cele mai mizerabile vieți, care s-au întâlnit cu Domnul și totul s-a schimbat. Și-au pus ființa la dispoziția Domnului, și-au pus mașini la dispoziția Domnului, și-au pus casa la dispoziția Domnului, și-au pus totul la dispoziția Domnului. Pentru că e adevărată vorba. Omul care zice, bă, sunt grozav, nu a avut Domnul prea mult de lucru cu mine. E un om ușurel cu pocăința, dar un om care înțelege de unde l-a salvat Domnul, de unde l-a scos Domnul, ce-a făcut Iisus pentru el, dintr-o dată schimbă situația, zice, Domnul este atât de bun pentru mine, atâtea lucruri a făcut Domnul pentru mine încât merită să-i slujesc. Maria este motivată pentru slujirea de azi, pentru că Iisus Hristos a eliberat-o de 7 dureri necurate. Vă aduceți aminte de un tată a venit disperat la Iisus și a spus, Doamne, am un fecior, este fiul meu drag. Și diavolul îl distruge, îl aruncă când în foc, când în apă, își bate joc de el. Ce ziceți cu Maria din Magdala? Diavolul a făcut mai puțin rău? Și când a văzut ea că diavolul efectiv i-a distrus viața, i-a distrus familia, i-a distrus totul. Dar a venit Iisus din Nazaret și a eliberat-o și a schimbat viața. Asta a fost motivul de a se pune la dispoziția Domnului. Ascultă-mă. Faptul că Iisus Hristos îți iartă păcatele, faptul că Iisus Hristos îți dă pâine pe masă, faptul că Iisus Hristos îți ascultă rugăciunea, faptul că Iisus Hristos îți păstrează mintea limpede într-o vreme așa de grea, într-o lume așa de dificilă, e mila și bunătatea Domnului și te îndeamnă să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. De multe ori duminica s-a obosit și cred că mă vedeți și voi câteodată, îmi spunea cineva, cred că Dacian tu mi-ai spus, când intri la predică zici că n-ai nimic. Așa este. Cel puțin așa credem noi câțiva. Predic mult și dorm puțin. Și mă duc eu odată, sunt la Paris, mă duc să predic Evanghelia, predic și pianistul a venit voie de să mă ajute, dorme. Mă, așa m-a descurajat. Zic, mă, totuși performanță mare că dorme în timp ce predic. Ridic o leacă tonul, mai accentul, la un moment dat îl ia și duhul de somn, sfărăiește. Fai ce ispită. No, în fine, am predicat, Domnul cred eu că a lucrat. La final mi-a spus că vine de la nuntă, a fost la nuntă azi noapte, zice, am fost foarte obosit, frate, Dante, am auzit așa chiar că am dormit o leacă, bine, Domnul să-mi minteze. Seara m-am dus și am predicat în altă parte. Mă predicam și la un moment dat un băiețel, i-a dus mămica o mașină foarte frumoasă, roșie ca focul, cred că era Ferrari, îmi aduc bine aminte, mă, ce n-avea tăt în fața mea cu mașinuța. Eu predicam el să juca cu mașinuța în fața învonului. Mă uitam la mamă, mama stătea, se uita și atunci mi-a venit în minte gândul, ce ispită îmi treabă? V-am mai spus eu că am fost odată în aeroport, mergeam la tine, Radule, și în Italia și discut cu o doamnă, mă întreabă cu ce treburi prin Italia. Și zic, că e profesoară, zic, mă duc să predic Evanghelia. Vai, Doamne, zic, te-am crezut om serios. În momentul acela mi-a venit în minte, zic, bine o zis, doamna, dacă aș fi om serios. Când m-am dus seara la hotel, zic, în mine mă las de predică, mai predici și alții, mă duc vorba aceea, unde-s frață? În misiune, nu-s la adunare. Zic, auzi, mai predici și alții că deja am obosit. Pianistul doarme în timp ce predic, totuși mi se pare o performanță, că eu vorbesc eu odată mai tare, dar văd că doarme. Bine, o și sfărăit în timp ce a venit voi să mă ajut la pian. Pruncul ăsta să joacă cu Ferrari lui prin fața mașinii, prin fața amvonului, mamă să stă relaxată, n-a nicio treabă. Am mers la hotel,
dă, nu știu, îmi spunea cineva niște cuvinte de ocară, le suportam mult mai frumos decât așa, fără niciun chef. Zic, da, mă gândeam că mai trebuie să predic chiar, să mai predice și alții. Și mi-a venit în minte, de era un om serios, te ocupai de altceva. Nu de asta, uite, o văd dreptate, doamnă. Și așa, destul de picat, nu, zic, eu mai citesc așa un verset înainte să mă culc. Și deschid eu așa la întâmplare, deschid la Pavel și noi nu cădem de oboseală. Zic, Doamne, nu-s chiar căzut, dar nici de parte nu-s. Pentru că zice Pavel, noi ne uităm la lucrurile care nu se văd, la lucrurile pe care le răsplătește Domnul. Și am prins-o leacă de curaț, mă, nu mai departe, și tot predic de atunci, slavă Domnului. Dar am băgat de seamă că de multe ori în viața noastră sunt clipe în care ești descurajat. Bă, ce rost are să chem pe cineva când nu vine? Nu te-ai lovit de opoziție zilele astea? Parcă s-a pus așa, merg la vecini. Ca să chem vecinii, trebuie să fiu un pocăit, Doamne. Eu chiar m-am gândit. Deci trebuie să nu clanxonezi pe nimeni, și dacă parchează pe locul tău. Trebuie să fii pita lui Dumnezeu, că altfel nu poți, n-ai îndrăzneală. Imaginează să spui după ce ai avut un schimb viu de vorbe, cum zice Pavel și Luca, cu vecinul să te duci să dea o invitație, te aștept cu drag duminică la adunare. Parcă nu te simți confortabil. Și am înțeles de ce așa de important să lucrăm totdeauna pentru Domnul. Și de ce? Că trebuie să fim pocăiți. Adică când eu mă duc să chem pe cineva la adunare și știu că nu-s chiar cu treabă, bă, am rețineri. Și atunci, data viitoare, ce zic? Bă, trebuie să mă înțeleg bine cu vecinii, trebuie să mă înțeleg bine cu colegii, trebuie să fiu pita lui Dumnezeu acolo unde sunt. Pentru că atunci când le spun să am îndrăzneală și să mă asculte oamenii. Și dintr-o dată se ridică nivelul de pocăință. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Revenind, ești motivat pentru slujirea de azi. Adică când te gândești tu, auzi cât i-a făcut Domnul pentru tine și ce răsplătiri îți dă acest Iisus Hristos care a înviat, dintr-o dată prins pasiune de slujire, zici, auzi, se merită să slujești Domnului. Pavel spune în Coloseni în felul următor, fraților, tot ce faceți voi, să faceți ca pentru Domnul și ascultați-mă, voi slujiți Domnului Hristos. Adică tot ce fac eu pentru Domnul, în familie, la serviciu, în adunare, în mod special în răspândirea Evangheliei, pentru că asta este misiunea noastră cea mai importantă a fiecărui odată mântuit, să vestim Evanghelia. Tot ce facem noi să facem din toată inima ca pentru Domnul. Dar cine poate să facă din toată inima ca pentru Domnul? Omul care a fost iertat, omul care a fost mântuit, omul care s-a întâlnit cu Iisus Hristos cel înviat, omul care știe că într-o zi Hristosul lui Dumnezeu va reveni. Pentru că dacă n-ai această speranță că Iisus a înviat și revine, nu o să faci nimic pentru El. De fapt, marea problemă la ora actuală este că oamenii nu mai cred că vine Domnul. Exact ce spune Petru, de atâta vreme se tot spune că vine, vine, vine și și-au pierdut oamenii speranța. Vă aduceți aminte de acei robi care au primit fiecare câțiva talanți? Doi au fost convinși că vine stăpânul, într-o zi stăpânul se întoarce și au pus totul în negoț. Celălalt o fi zis, auzi, mărs-o și alții, dacă așa nu mai vine niciodată. De ce să trudesc eu? Și-a îngropat talentul. Pentru că el nu a avut speranță că se întoarce stăpânul. Dar nu se poate întoarce Domnul după tine și mine să ne răsplătească, să ne ducă în ceruri, decât dacă credem din toată inima că Iisus Hristos a înviat. Iisus a înviat și lucrurile se schimbă. 1. Ești iertat pentru păcatul de ieri. 2. Ești motivat pentru slujirea de astăzi. 3. Ești încurajat pentru ziua de mâine. Ești încurajat pentru ziua de mâine. Ce mi se pare foarte interesant este faptul că Iisus Hristos se prezintă ca Domnul. Domnul care este pus pe cruce. Asta era o chestiune ciudată. Cum, Domnule, Dumnezeu să fie pus pe cruce? Asta este un moment de slăbiciune pentru cei mai mulți evrei. Cum să vină Mesia pus pe cruce? Grecii romani nu puteau să conceapă așa ceva. Pentru ei, împăratul Cezarul de la Roma vine călare pe un cal alb. În jurul lui sunt generalii, în jurul lui sunt anumiți lei încuști. Oamenii le arunc petale de flori, de trandafiri pe drum, ramuri de palmieri, îl primesc triumfal, sunt glorioși. În urmă vin legați în lanțuri, robii de război, împărații vin cu lanțuri legați la mâini și la picioare, învinși. Ăsta este Domnul, stăpânul care conduce, care este triumfător. Și Domnul nostru pus pe cruce? Când te gândești că Iisus este pus pe cruce, parcă te cuprinde disperarea. Parcă zici, dar dacă nu s-a putut salva pe El însuși, cum zice Scriptura, că au zis alții când era pe cruce, cum vă m-a putea salva pe mine? Dacă nu s-a putut izbăvi pe El de cruce, cum să mă ierte pe mine de păcate? Cum să mă ducă pe mine în rai? Cum să-mi rezolve problemele? Cum să-mi deschidă ușile în viață? Cum să facă lucrul acesta? Că dacă putea. Vorba aceea, ți-e mai aproape mai eu decât cămașa, nu? Te rezolvai pe tine. Și cu toate acestea, îngerul spune că Domnul a înviat. Domnul înseamnă stăpânul.
Domnul înseamnă șeful. Domnul înseamnă cel ce conduce lucrurile, cel ce este în control. Și lucrul acesta este atât de important pentru fiecare dintre noi, să înțelegem că Domnul este în control. Adevărul este că nu de puține ori suntem aduși într-o stare de confuzie, nu știm cum lucrează Dumnezeu. Dar convingerea că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și că într-o zi toate se vor întoarce spre binele nostru, ne dă liniște și pace să ne depășim problemele. În urmă cu câțiva ani de zile, fratele Sami, liderul bisericii de la Poieni, mă sună și îmi spune: frate Dan, te rog să te duci la spital. Mi-a spus spitalul, acolo verișorul meu prin căsătorie, soțul verișoarei mele este bolnav, este foarte grav bolnav, du-te și roagă-te pentru el, Domnul să aibă milă, poate Domnul se îndură și îl vindecă sau Domnul să-i mângâie suferințele, să-l încurajeze. Am mai chemat pe cineva cu mine și m-am dus să ne rugăm pentru el, să-i facem ungerea cu un de lemn. Când am intrat în salon, vă spun sincer, m-am speriat. Un om înalt, undeva la vreo, cred că 1,90 aproape, era piele și os. Era întins pe pat, s-a ridicat greu, bietul și-a stat înșezut și printre altele îmi spune în felul următor: frate Dan, eu cred că Domnul mă poate vindeca. Și am această convingere că Domnul mă poate vindeca. Știu că boala mea este foarte gravă, Domnul mă poate vindeca. Dar vreau să spun ceva. Vreau să fiu vindecat. Mi-a rămas în minte cuvintele acelea. Pentru că am acasă o soție, am acasă un copilaș mic și aș vrea să trăiesc și pentru mine, pentru ei, pentru mama, aș vrea să trăiesc pentru ei. Îmi place viața, zice, și îmi place familia pe care mi-a dat Dumnezeu. Dar mai spune ceva, zice, câtă vreme am avut bani și mi-a mers bine, eu n-am avut timp de Dumnezeu. Știi că Sami este verișorul meu, mă chema la biserică, mă chema mama la biserică, n-aveam timp de așa ceva. În fiecare duminică eram plecat la vânătoare cu prietenii mei, aveam un business foarte prosper la Beiuș și mergea foarte bine, eu deschis lui nevastă sa cabinet de psihologie, o duceau bine, mașină bună, tot confortul necesar, zice, n-am avut timp de așa ceva, eu fiecare, așa îmi plăcea mie să mă duc cu prietenii la vânătoare și zice, în momentele acestea am înțeles că fără Dumnezeu ești pierdut, că nu merită nimic în viață decât mântuire și apoi cu Dumnezeu cea mai frumoasă viață. Aș vrea să trăiesc, frate Dan. Dar adevărul este că dacă n-ajungeam aici, eu nu-L cunoșteam pe Domnul, nu-mi predam viața în mâna Domnului. Și apoi, eu am încercat să-L încurajez, că ce faci în momentele acelea? Încerc să încurajez omul, nu poți să-i spui, mă, gata. Îl încurajez până în ultimul moment. Pentru că Domnul poate lucra până în ultimul moment și rolul nostru este să încurajăm oamenii. Și mi-am adus aminte de cuvintele Lui când meditam la textul acesta. Cuvintele Lui au fost printre altele în felul următor: frate Dan, știu că Domnul mă poate vindeca și eu mi-aș dori tare mult să mă vindece. Dar ascultați ce îmi spune, niște cuvinte care au trecut de atunci în bun, dar m-au urmărit. Zice, dacă Domnul nu mă vindecă, e treaba Lui. Eu știu că Domnul să aibă grijă de copilașul meu. Rămâne pe mâini sigure, e în mâna Lui Dumnezeu. L-au botezat frații, n-am putut să mă duc la botezul lui, l-au botezat frații și la câteva zile după ce a murit. Eram planificat la Timișoara la evanghelizare, n-am putut să mă duc să țin slujba de mormântare. Dar mă sună un prieten după ce se termină slujba de mormântare, el predicase la slujba respectivă și mi-a spus: Dane, în viața mea nu mi-a fost atât de greu să predic la o mormântare. Și a început să-mi spună că plângea foarte tare mamă sa, plângea foarte tare nevastă sa, soacră sa și zice, mi s-a rupt inima când l-am văzut pe băiețelul lui că s-a apropiat de sicriu, băiețelul să fie avut câțiva anișori, s-a apropiat de sicriu, s-a prins cu mânuțele de sicriu, s-a ridicat pe vârf și a zis, tati, tati, te rog să te ridici, tati, tati, hai să mergem, tati. Și zice, el nu răspundea nimic. Și stătea lângă mamă sa, lângă bunică sa, după câteva momente iar se ducea la sicriu, iar îl striga pe taică-su, iar punea mâna pe taică-su. Zice, te rog să mă crezi, predic de multă vreme, am predicat la zeci de mormântări, să nu zic la sute de mormântări. Dar efectiv, n-am știut ce să mai zic, efectiv am fost terminat, n-am mai, frate Dan, zice, n-am mai știut ce să zic. Și eu, sincer, am fost foarte cercetat, mă, să vezi un prunc în situația asta, cred că zice, plângea toată adunarea acolo, plângea de numai. Și în timp ce te rogi ca Domnul să-i mânghe, Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să-i îmbărbăteze, mi-au venit în minte vorbele Lui. Eu știu că Domnul mă poate vindeca, cred că Domnul mă poate vindeca, mi-aș dori să mă vindece Domnul. Dar chiar dacă ar fi Domnul să nu mă vindece, eu știu că Domnul va avea grijă de feciorașul meu. Știți ce înseamnă asta? Încredere în Dumnezeu. N-ați băgat de seamă că nu suntem perfect sănătoși, mâine nu ne simțim bine, peste o săptămână aflăm că nu știu ce avem și parcă totul se sparge în viața noastră. Astăzi ai bani, mâine vine fiscul păstă tine și dă de pământ cu totul.
Astăzi îți merge bine, prosperă munca, mâine te dă afară patronul. Astăzi îți merge bine, business-ul prosperă, mâine zici că toate ușile ți se închide nas, te stresează ratele care riscă să ia tot ce ai trudit cu atâta muncă. N-ai băgat de seamă că sunt momente în care parcă Satan ai pus mai tare pe urmele tale? Uite ce să vezi. Când nu-ți răspunde unul la telefon, zici că-ți vorbiți toți. Nu știu câți nu-ți răspund. Când te ispitește unul, mă, zici că eu pus ispita pe tăi să te ispitească. Și așa e. E o luptă spirituală. Dar faptul că Iisus Hristos este Domnul și Maria Magdalena înțelege că Iisus Hristos este Domnul, îi dă putere să meargă mai departe, să-i creadă în Dumnezeu. Ce o să fie mâine? Ce o să fie peste un an? Ce o să fie cu pruncii noștri? Frate, pocăință, cum a fi pe vremuri? Domnul le va purta de grijă. Dar pâine pe masă o să avem, dar sănătate, dar război, ascultă-mă, viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Spunea Hristos, de ce vă frământați voi gândindu-vă ce îmbrăcați, ce mâncați, unde locuiți, ce conduceți? Pe toate Tatăl vostru le pregătește și vă poartă vouă de grijă. Dar ce să facem, Doamne? Să căutați mai presus de toate împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va purta de grijă, slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, Iisus a înviat și lucrurile se schimbă. Ești iertat pentru păcatul de ieri. Ești motivat pentru slujirea de azi. Ești încurajat pentru ziua de mâine. Pannenberg, unul dintre cei mai mari teologi ai perioadei moderne, spunea în felul următor. Învierea lui Iisus este dovedită, are foarte multe mărturii, dar este greu de crezut. Și spune Pannenberg, din două motive este greu de crezut. Pe de o parte, pentru că n-a mai înviat nimeni ca Iisus. Iar pe de altă parte, cel mai important, pentru că odată ce spui Iisus a înviat și îți asumi acest lucru, viața ta se schimbă. Sunt două feluri de a vedea viața și de a trăi viața. Având un Hristos mort, o legendă, un personaj istoric sau un Hristos viu, care simți că-ți iartă păcatul, care simți că te cheamă să slujești, să lucrezi pentru El și care spune, auzi, nu te îngrijora de ziua de mâine pentru tine și casa ta, eu pe toate le-am în grija mea. Cum este Hristos pentru tine în această dimineață când stai în prezența Lui? Un Hristos viu sau un Hristos mort? Tare mă tem că obișnuința noastră cu Domnul naște indiferență. Tare mă tem, iubiții mei, că am început să nu mai credem cu adevărat în învierea lui Hristos. Poate spunem un fapt istoric care punctează istoria în două, vorba lui Țuțea, dar nimic mai mult. Dacă Iisus Hristos este viu pentru tine, dacă Iisus Hristos este viu pentru mine în această dimineață, ne va dărui iertare de păcate și vom simți că suntem iertați de toate greșelile trecutului și în această dimineață vom fi plini de pace și din liniște. Iisus Hristos ne-a iertat! Dacă Iisus Hristos este viu pentru tine în această viață, vei spune, da, Doamne, câtă vreme mai bate inima în mine, câtă vreme mai am viață și suflare, vreau să te slujesc pe tine cu tot ce sunt, cu tot ce am. Că asta este cea mai mare avere, să-mi adun răsplată dincolo în veșnicie, lucrând pentru tine, muncind pentru tine. Nu doar consumator de har, ci trăitor al prezenței tale, om care fac ceva pentru tine, nu-mi trăiesc viața în zadar, lucrez pentru tine. Când vei pleca într-o zi în ceruri și nădăjduiesc să plecăm toți în ceruri, îți vei lăsa casa aici pe pământ, îți vei lăsa mașina, îți vei lăsa diplomele tot pe pământ. Știi ce vei duce după tine? Ce ai făcut pentru Domnul? Câtă nebunie! Câtă nebunie! Știm că așa va fi. Și totuși, nu prea facem nimic pentru Domnul. Vezi pe cât e unul și zici, băi, pierde vară, mă. Nu face nimic, mă. Pierde vară, Domne. Așa zici, pierde vară, mă. Cum, mă, când sunt atâtea nevoi, stai așa și nu face nimic? Câți dintre noi suntem pierd de vară spirituală? Dar ascultați-mă, nu cu mine aveți treabă, cu Domnul care e prezent în adunare. Câți dintre noi pierdem timpul lui Dumnezeu, pierdem resursele lui Dumnezeu, pierdem harul lui Dumnezeu, pentru că nu ne punem la dispoziția Lui. Câți dintre noi suntem atât de prinși de frământările noastre și îngrijorările noastre, încât nimeni nu ne mai bucură. Hristos este viu. Și dacă e viu pentru tine, lucrurile se vor schimba. În această zi, dovada clară că Iisus a înviat și pentru tine, nu doar istoric, nu doar este o mitologie, o alegorie, este că viața ta va fi marcată. Iertare de păcat, punere în slujba Domnului
și lipsă de îngrijorări. Doamne, viața e grea, sunt probleme, dar mă pun cu tot ce sunt în mâna Ta și știu că Tu vei purta de grijă.